Bună, prieteni, sunt Betty de la canalul de YouTube Sfaturi de Iubire. În acest video doresc să-ți explic de ce este în detrimentul tău atunci când menții contactul cu persoana care te-a părăsit și de ce a creat timp și spațiu între tine și fostul partener va crește considerabil șansa ca această persoană să dorească să revină în relația cu tine. Te rog să rămâi pe recepție până la finalul prelegerii, fiindcă voi da, ca de obicei, informații noi și unice chiar pentru a te ajuta să refaci relația cu persoana iubită. Există, rar ce e drept, anumite persoane care lasă câte un comentariu de genul: de ce aș vrea înapoi un om care m-a părăsit? Aș vrea să le răspund pe scurt. Oamenii sunt ființe imperfecte. Oamenii greșesc și învață din greșelile lor. Oamenii uneori au nevoie să experimenteze anumite consecințe ale deciziilor lor și să experimenteze anumite aspecte ale vieții pentru a putea realiza ce vor cu adevărat. Cu siguranță nici tu, cel care lași astfel de comentarii, nu ești un om perfect. Cu siguranță ai greșit și tu pe undeva și ai contribuit și tu la eșecul relației tale. Aceste sfaturi se adresează oamenilor realiști și conștienți de faptul că ei înșiși au multe de învățat și care doresc să salveze relația cu fostul partener mai degrabă decât să pășească mai departe cu lecțiile neînvățate și să continue să aibă noi și noi relații eșuate cu noi oameni care, evident, vor fi și aceia tot ființe imperfecte, așa cum de altfel suntem toți. Majoritatea scenariilor unei despărțiri se desfășoară în felul următor și, mai mult ca sigur, și despărțirea ta a urmat exact această dinamică. Fostul partener te-a anunțat că dorește să te părăsească sau a avut ultimul cuvânt în ceea ce privește hotărârea ca voi doi să rămâneți despărțiți. Tu, cu siguranță, ai încercat pe toate căile posibile să convingi această persoană să rămână alături de tine și să salveze relația. Dar, cu siguranță, te-ai lovit de opoziție. Cu cât insistai mai mult, cu atât fostul partener ridica ziduri și mai înalte pentru a se apăra de ofensiva ta. Devenea, deci, mai cimentat în hotărârea sa de a rămâne despărțit de tine. Poate la început a arătat așa un pic de compasiune, dar pe măsură ce tu ai tot insistat, fostul tău partener a devenit din ce în ce mai insensibil, până când a devenit chiar foarte mânios sau poate chiar te-a blocat pe toate canalele posibile de comunicare. Acest om, pe de o parte, nu dorește să i se reamintească faptul că te-a rănit, nu vrea deci să se simtă personajul cel rău în toată treaba asta, iar pe de altă parte, nu dorește să fie așezat cu deasila într-un context pe care nu-l dorește. Cu alte cuvinte, nu vrea să rămână blocat în relația cu tine cu deasila, împotriva voinței sale. Mai citesc printre comentarii, rare ori, și lucruri de genul: no contact este o formă de manipulare, este imatur. Eu cred că imatur este să insiști să rămâi în viața cuiva atunci când ți se spune clar că nu mai ești binevenit. În acest moment, atracția emoțională față de tine este
foarte, foarte scăzută. Și prezența ta în viața acestei persoane nu va conduce la creșterea atracției. Și aici am să-ți dau două exemple foarte grăitoare. Dacă cineva este sătul după o masă copioasă, iar tu insiști să-i mai dai în continuare de mâncare, insiști, hai, mai iau o lingură, hai, mai iau o felie, nu vei putea face această persoană să-i fie foame, ci doar îl vei repulsiona. Chiar dacă vorbim despre o mâncare foarte bună, acest om va fi repulsionat. Chiar dacă tu ești un om foarte bun, cu multe calități, dacă în momentul de față acest om a ajuns la saturație în ceea ce te privește, nu vei mai putea să-l faci să te dorească oferindu-i și mai mult din prezența ta. În această perioadă, acest om este pur și simplu repulsionat și mă doare că trebuie să ți-o spun, este repulsionat atunci când vine vorba de tine și de prezența ta în exces în viața sa. Dar acest lucru se va schimba. Un alt exemplu pe care doresc să ți-l dau este acela în care timpul operează schimbări foarte mari, schimbări radicale în mintea oamenilor. No contact dă timp acestei persoane să îi fie din nou foame, foame de tine, să nu mai fie repulsionat de prezența ta și dă acestui om șansa de a experimenta viața fără tine, fiindcă până în acest moment nu a experimentat cum e să trăiască fără tine. Doar își imaginează cum ar fi să trăiască fără tine, dar no contact îi va da realitatea și astfel cel sau cea care te-a părăsit va vedea că viața nu este deloc așa cum și-o imagina. Îți voi da astăzi în detaliu toate stările prin care persoana care te-a părăsit va trece, cu condiția ca tu să implementezi no contact cu disciplină și îți voi arăta cum pașii acestuia se vor reîndrepta spre tine. Pot să-ți mai dau un exemplu înainte de a vorbi despre aceste faze. Atunci când în Marea Britanie oamenii au votat Brexit, au făcut-o pentru că erau sătui de anumite neajunsuri prin care țara lor trecea și au fost manipulați prin anumiți politicieni, cum că dacă se despart de Uniunea Europeană, va curge lapte și miere în Regatul Unit. În procent de peste 50%, mi se pare ceva de genul 52%, oamenii au votat Brexit. Ei bine, îndată ce acești oameni au experimentat la modul propriu viața după Brexit, îndată ce s-au lovit de consecințele pe care despărțirea de Uniunea Europeană le-au adus, de tot dezastrul economic și financiar care a decurs din toată această separare, ei bine, din cei 52% de oameni care au votat Brexit, doar 20% mai consideră în momentul de față că despărțirea de UE a fost o idee bună. Observ deci cum părerea oamenilor se schimbă odată cu trecerea timpului atunci când există o despărțire. Fiindcă până ce apucă să experimenteze la propriu viața după despărțire, până în acel moment această despărțire este doar un concept, o teorie. Și dacă te opui voinței cuiva, te vei lovi evident de proteste, de rezistență. Deci dacă dai omului ceea ce crede că vrea, ai o mare șansă ca acest om să se răzgândească. Un om care dorește să te părăsească nu este niciodată 100% sigur, ci este pe undeva
cam 50 și ceva la sută sigur că dorește despărțirea. Dacă rămâi în viața sa, acest procent care vrea despărțirea va tot crește, deoarece acest om va continua să primească în exces ceva de care este sătul. Nu mai vede în tine nicio valoare, pe de altă parte. În schimb, dacă îi dai despărțirea, acest om va începe să experimenteze la propriu viața fără tine și să constate că, de fapt, nu dorește această nouă viață în care tu nu mai existi alături de el sau de ea și că nu dorește să rămână despărțit. Un alt fenomen care se întâmplă atunci când rămâi în viața cuiva după ce acesta a dorit să se despartă de tine este acela că persoana care te-a părăsit va vedea mereu în tine un plan B. Va crede că dacă cumva nu-i va reuși în viața sa de unul singur sau cu un nou partener, tot ce are de făcut este să toroznească din degete și să refacă relația cu tine. Și culmea, am auzit oameni suficient de naivi încât să-mi spună, păi e bine să fiu și măcar planul B decât nimic. Poate se întoarce la mine dacă rămân plan B. Unii chiar le spun foștilor, dacă nu-ți merge bine cu această nouă persoană, să știi că la mine ușa-ți va fi mereu deschisă. Foarte, foarte greșit dacă, Doamne ferește, cumva ai spus așa ceva. În primul rând, trebuie să înțelegi că odată ce accepti să fii pus pe banca de rezerve, șansele ca tu să mai fii vreodată titular în acest meci, șansele să mai fii vreodată respectat și considerat o valoare sunt foarte mici, dacă nu inexistente. Știind că tu încă ești dispus să îl iei înapoi sau să o iei înapoi, persoana care te-a părăsit va explora noi și noi opțiuni până când la un moment dat, atenție, va găsi pe cineva. De aceea tu trebuie să te extragi cât mai repede din viața sa pentru ca el, ea, să experimenteze neajunsurile vieții fără tine și să se lovească cât mai repede de toate problemele care decurg din despărțirea de tine. Să compare și să ajungă să se teamă că nu mai ești planul B. Numai așa va înceta să tot experimenteze alte opțiuni, doar de teamă că te va pierde definitiv. Acum fă-ți o cafea, relaxează-te și hai să-ți explic ce este în mintea acestui om după despărțirea de tine dacă tu dispari. De asemenea, dacă îți place acest video în timp ce îl urmărești, te rog frumos să apeși chiar acum butonul like și să te abonezi pentru că este absolut gratuit și vei putea astfel să fii notificat atunci când încarc un nou video. Să revenim. Fazele prin care persoana care te-a părăsit trece au fost descrise diferit de diversi analiști în relații. Unii au găsit patru faze, faza de ușurare, faza de curiozitate, faza de interes și teama de pierdere. Eu însă am găsit mai multe faze extrem de interesante pe care ți le voi explica în continuare, analizând sute și sute de cazuri care mi-au fost adresate de-a lungul anilor și îți voi descrie deci în continuare toate aceste faze. Primul lucru pe care persoana care te-a părăsit îl simte după despărțirea de tine și mă doare să spun acest lucru, este ușurare. Ușurarea că a scăpat de tine. Știu că nu-ți face plăcere să auzi acest lucru, însă vei vedea că este necesar ca acest om să simtă ușurare pentru o vreme, pentru ca el să poată mai târziu să-și dorească să refacă relația cu tine. Persoana care te-a părăsit este deci ușurată că a scăpat pe de o parte de lucrul de care se temea cel mai mult, anume de reacția ta la aflarea veștii că dorește să se
despartă de tine. Acest om se gândise mai de mult să renunțe la relația cu tine, însă nu avusese curajul să ți-o spună și s-a tot îmbărbătat până acum și a tot făcut curaj și și-a luat inima în dinți și ți-a comunicat hotărârea sa. După ce tu ai reacționat la această hotărâre a sa, ei bine, ceea ce simte este evident ușurare. Pe lângă toate astea, prietenii și familia îl felicită pentru curajul de care a dat dovadă și îl asigură că îi va fi mult mai bine acum în viață fără tine. E dureros să auzi toate aceste lucruri, însă te asigur că lucrurile se vor schimba. În această perioadă de ușurare, fostul tău, fosta ta, vede doar aspectele negative ale relației cu tine și își imaginează doar lucruri pozitive despre viitoarea sa viață, oricare ar fi aceea. Faza de ușurare durează 2-3 săptămâni, după care persoana care te-a părăsit va păși într-o nouă fază, anume faza de euforie. În faza de euforie, persoana care te-a părăsit se vede în sfârșit liberă și face uz și chiar abuz de libertatea sa. Mai ales dacă cumva tu ai fost o persoană geloasă sau o persoană care a exercitat control pe parcursul relației, în această fază fostul, fosta, va încerca să-și exercite toate drepturile care consideră că i-au fost suprimate pe vremea când era în relația cu tine. Este posibil să lase deoparte orice standard și să ajungă să aibă relații sociale sau sexuale cu persoane mult sub nivelul său de educație și cultură și mult sub nivelul tău de educație și cultură. Este posibil să-și schimbe locul, să asculte genuri muzicale noi, ori să aibă deprinderi sau hobby-uri pentru care nu prezentase niciodată interes anterior. Pe tine, acum mai mult ca oricând, te ignoră sau te tratează cu răceală și aroganță. De aceea este bine să nu ieși sub nicio formă din nou contact în această perioadă, fiindcă este cel mai nepotrivit moment în care poți să contactezi acest om. Este cel mai puțin receptiv la ce ai tu de spus. Este foarte posibil ca în faza de euforie, fostul, fosta, să înceapă să se afișeze cu o nouă persoană, mare atenție, e posibil să posteze fotografii cu această persoană sau fotografii cu el la diverse distracții cu prietenii, îl vei vedea petrecând în cel de-al nouălea cer, îmbătându-se. Vestea bună este că, de cele mai multe ori, toate relațiile romantice pe care cineva le începe la scurtă vreme după o despărțire, toate aceste relații sunt de scurtă durată și nu duc nicăieri. La finalul acestei faze, cel care te-a părăsit este pur și simplu obosit fizic și mental, întrucât adaptarea la un nou stil de viață este un efort constant de ajustare și este pur și simplu extenuat. Faza de euforie durează aproximativ o lună, după care cea care te-a părăsit rămâne efectiv fără benzină și este astfel nevoit să-și reia dinamica normală a vieții. Și din fericire pentru tine, din dinamica normală a vieții făceai și tu parte. Și dacă ai rămas în nou contact, fazele viitoare vor fi cele în care această persoană va păși înapoi spre tine. După fazele de ușurare și de euforie, faza care va urma va fi cea de curiozitate. Mulți oameni mă întreabă dacă am cerșit și am insistat mult după ce m-a părăsit, mai am vreo șansă? Ei bine, răspunsul meu este, eu cred că da.
Evident, dacă nu ai făcut mari grozăvii, dacă nu ai amenințat, dacă nu ai agresat, dacă n-ai distrus bunuri, dacă nu ai comis infracțiuni, faptul că ai cerșit un pic îți poate veni acum în ajutor în faza de curiozitate, fiindcă cel care te-a părăsit va fi evident intrigat de faptul că tu ai oprit absolut orice efort de a-l aduce înapoi. Este astfel curios să afle ce s-a întâmplat, de ce ai dispărut, de ce te-ai oprit dintr-o dată. Și se va întreba cumva, ai întâlnit pe altcineva nou sau pur și simplu ai pierdut toate sentimentele acelea pe care le aveai pentru el și despre care îi tot vorbeai la momentul despărțirii? Evident, dacă ai inteligența să rămâi în nou contact, toate aceste lucruri te vor ajuta. Faza care urmează este faza de interes și în această fază este posibil să continue totuși să se vadă cu persoana, cu noua persoană, în cazul în care există o astfel de persoană, însă este din ce în ce mai mult atras de ideea de a fi din nou cu tine și începe și face tot felul de săpături pentru a afla ce se mai petrece în noua ta viață. Este posibil să-ți întindă mici momeli, să presare firimituri în această perioadă, iar tu trebuie să ai mare grijă să nu înghiți aceste momeli, fiindcă dacă îi satisfaci curiozitatea prematur, nu va mai putea păși în restul fazelor care vor urma. Dacă ai reușit să nu lași nimic să răsufle despre tine și dacă ai reușit să nu te lași păcălit de micile momeli, faza imediat următoare este cea de idealizare. Exemplu de momeli pe care trebuie să le eviți și să le ignori sunt, de exemplu, dacă te deblochează. Dacă te deblochează, nu trebuie să te grăbești și să-i scrii. Nu este o idee bună să-i scrii. Nu este o idee bună să ieși din nou contact. O altă momeală poate fi aceea că îți dă un like sau că îți vizualizează un story. Deci, mare grijă, rămâi disciplinat în continuare în nou contact și ai în continuare răbdare. Revenind la faza următoare, cea de idealizare. Acum persoana care te-a părăsit este complet saturată de libertate și de noi experiențe, de toate noile sale cuceriri romantice, de toate dating app-urile, ajunge chiar să nu se mai placă pe sine și începe să dorească să revină în trecut și să redevină omul care era atunci când se afla alături de tine. Dacă tu și fostul tău partener ați trăit împreună o poveste semnificativă și predominant pozitivă și de lungă durată, în această fază va începe să fie nostalgic și să considere că cea mai bună perioadă a vieții sale a fost perioada petrecută alături de tine. Dacă cumva este prins în relație cu o nouă persoană, în această perioadă va începe să compare noua persoană cu tine și să sesizeze mari diferențe. Și aceste diferențe te asigur că nu-i vor fi pe plac. Va constata că tu erai o persoană mult mai potrivită și va regreta nu neapărat că te-a rănit, ci va regreta că a făcut un schimb prost, renunțând la ceva mai bun pentru ceva mai rău. Dar dacă tu ieși din nou contact și continui să-i scrii acestui om și continui să-l cauți și să-l reasiguri de iubirea ta, dacă continui să-i faci cadouri, continui să-i acorzi atenție, acest om nu are cum să treacă prin toate aceste faze și netrecând prin ele, nu are cum să ajungă să te dorească din nou. Mai ții minte când ți-am vorbit mai devreme despre faza de ușurare în care făcea o evaluare negativă a relației cu tine? Ei bine, acum în faza de idealizare face o evaluare pozitivă a ta, vede doar aspectele
bune ale relației cu tine și își amintește doar momentele reușite. De asta vă rog să nu luați în seamă instructorii de relații care vă îndrumă să luptați pentru relație și să rămâneți prieteni sau să rămâneți prezenți într-o formă sau alta în viața acestui om. Dacă vei continua să rămâi în nou contact, fostul tău va păși astfel într-o nouă fază, care este cea mai vulnerabilă fază a sa, teama de pierdere. O să-mi spui, păi cum să se teamă că mă pierde, că doar m-a părăsit? Trebuie să știi că cel care te părăsește, la momentul la care îți comunică decizia sa, nu simte niciun risc și nu simte nicio pierdere, fiindcă este sigur că dacă se răzgândește, tu îl vei primi înapoi. Dar dacă stai dispărut în nou contact și implementezi cu disciplina, cel care te-a părăsit începe să simtă exact ceea ce ai simțit tu când acesta a produs despărțirea. Atunci, controlul era în mâinile sale, iar tu nu mai aveai nicio putere. Prin implementarea perioadei de nou contact, asupra căreia insist atât de mult, tu ai răsturnat acum raportul de putere, iar acest om care era sătul și repulsionat de prezența ta excesivă în viața sa, acum se simte neputincios, la fel cum te simțeai tu atunci când te-a părăsit. Simte că îi te-ai strecurat printre degete și că s-ar putea să nu-l mai dorești niciodată înapoi și deci se teme că nu va mai putea avea niciodată cu tine o relație romantică, că nu va mai putea niciodată retrăi alături de tine toate momentele minunate, toate momentele reușite pe care le-ați avut împreună și evident toate aceste gânduri îl sperie și astfel va păși în ultima fază aceea a reluării contactului cu tine. În cartea mea pe care am intitulat-o Ce să faci, ce să spui și ce să scrii pentru a aduce înapoi pe cineva care te-a părăsit, am vorbit pe larg despre toate aceste faze, despre cum trebuie implementat corect nou contact pentru rezultate optime, am explicat clar cum trebuie condusă interacțiunea cu fostul partener după nou contact, ce anume trebuie să-i scrii, ce anume trebuie să-i răspunzi dacă îți scrie, cum să reconstruiești atracția romantică, cum să refaci atracția emoțională și cum să ai pe viitor o relație de succes cu acest om, evitând eventualele noi rupturi. Vă amintesc pe scurt și de broșura mea intitulată Ce să scrii după nou contact. Nu este o carte așa cum este cea pe care v-am prezentat-o anterior, ci este doar o broșură în care am dat niște exemple diferite față de cele din carte, niște exemple de mesaje pe care să le scrii fostului partener dacă acesta nu te-a contactat. Îți reamintesc cu mare drag și de cartea mea intitulată Reușește azi, o carte care te va ajuta la refacerea stimei și valorii de sine, astfel încât să ieși din nou contact un om pregătit care își va clădi o viață foarte bună. De asemenea, pentru cei care doresc să treacă cu bine peste suferințele create de despărțirea de fostul partener, recomand cartea mea intitulată Ghidul de supraviețuire după despărțire. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să apeși chiar acum butonul like și să te abonezi, fiindcă este gratuit și abonându-te vei putea fi notificat atunci când încarc un nou video care s-ar putea să fie de mare, mare interes situației tale.
Evident, te invit să apeși și butonul mulțumiri dacă consider că munca mea îți este de folos. Te felicit că ai ales să te instruiești, oamenii instruiți strălucesc și atrag.